Se pare că întrebarea cea mai greu de răspuns este cine este șeful aici. Evident, societatea creează niște ierarhii, e clar că la firma este un șef, la armată sunt șefi de toate feluri. Dar în afară de aceste ierarhii artificiale, care este adevărata sursa autorității? Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că leadership și autoritate sunt o componentă esențială a performanței, de asta vorbim în întâlnirea noastră de azi. Autoritatea este un ceva foarte, foarte dificil de descris. Adică de ce ne supunem la alții? Cu ce drept alții ne spun ce avem de făcut? Și de fapt, răspunsul nu este deloc ușor. În toată istoria, autoritatea a fost o sursă divină. Ieri vorbeam despre arhetipul feminin ca parte de maternitate, cu parte de creativitate, fertilitate, abundență, etc. Dacă este un arhetip masculin, este desigur cel de autoritate, cel care pune reguli, adică toate zeitații care pun reguli, șefii sunt toate masculine, de exemplu, Zeus în mitologia grecească, Jupiter, Osiris în mitologia egipțena, Odino, la tracodaci zamorse, adică și toate aceste zeitații sunt, aceste zei sunt stăpânile al tunetelor și al fulgilor, adică cei care sunt în cer și pedepsesc. Deci, autoritatea, puterea este capacitatea, posibilitatea de a da pedepsii sau de a da premii. Nu întâmplător toate aceste zei sunt masculini, zeitații sunt masculini, pentru că în timp ce partea feminină e reprezentată de mama, autoritatea e reprezentată de tata. E clar că nu avem timp aici să aprofundăm discuția. Pentru a deschide o paranteză, zice că autoritatea masculină este o legendă, pentru că, de fapt, în toată istoria, toți cei mai mari oameni, conducători, lideri, de la Iulio Cezar, la Carol cel Mare, la Napoleon, la Berlusconi, adică toți șefii mari care au avut mereu o femeie care frumos îi trecea din nas. Deci eu sunt foarte convins că puterea este total feminină, chiar dacă femeile au fost mereu suficient de inteligente să convingă bărbatul că bărbatul este șef. Asta închisă paranteza. Cred că o să fac o puntată pe tema asta, adică cine este șeful în cuplu, cine este într-adevăr. Dar hai să spunem versiunea oficială pe care doamnelor mereu ne-au făcut să creadă că autoritatea este masculină. Bine, adevărul este că dincolo de structuri artificiale create din partea societății, toată autoritate are mereu o componentă divină, o componentă spirituală, pentru că de fiecare dată, atenție mare, niciun lider în istorie a spus eu vă conduc, pentru că cu ce drept mă conduci tu? Toate liderii din istorie s-au apelat la un Dumnezeu, la patria, în vremea mai recentă la popor, acum punem autoritate în numele democrației, adică fiecare se apelează la o autoritate mai mare. Și evident, care poate fi autoritatea mai mare a cea unui zeu. Deci, autoritatea temporală mereu a fost supusă la partea spirituală și o discuție extrem de interesantă, de exemplu, Biserica di Sfinta Sofia din Istanbul, nu întâmplător, este patrata, care reprezintă puterea temporală,
cu o cupola rotunda care reprezintă puterea spirituală care o stăpânește, in afara faptului că e o capodopera de arhitectură făcută de italieni, cu tot respect. Dar este partea asta simbolică, deci e o capodopera de arhitectură pentru că nimeni s-a găsit soluția de a face o chestie rotundă pentru o bază patrată. Era o chestie extrem de interesantă care rezistă la cutremurii de 9 grade. În fine, să ne întoarcem la noi. Deci, sursa autorității este mereu ceva dincolo de noi. În momentul în care noi nu găsim un ceva mai mare decât noi, și asta și la un nivel foarte prozaic, pentru că dacă eu vorbesc în numele meu într-o corporație, am o putere limitată, dar dacă eu spun firma asta vrea, cu ceilalți angajați, mă încarc de o autoritate, adică toată firma care mă stăpânește. În momentul în care eu îți dau o comandă ca om, nu au nimic. Un polițist, că poate fi un Florin Cutarescu oarecare, nu are nicio putere. Dar în momentul în care are uniforma pe el, nu mai este Florin Cutarescu, este reprezentant al statului. Deci are toată puterea statului. Discuția este extrem de lungă. Discuția este arhetipală. Da, arhetipală. Dar cel mai puțin întrebarea de astăzi. Uneori tu vrei să impui voința ta asupra celorlalți. E bine, de unde te simți autorizat la așa ceva? De unde ar veni autoritatea ta? O zi bună în continuare.